Bună tuturor! Începem un nou vlog de călătorie, așa cum îmi place mie, pentru că mi-am propus ca în anul 2024 să călătoresc mai mult. Așadar, mergem în Brașov, în Poiana Brașov. Da, o zi și pe luna și probabil vă întrebați ce o să fac cu ea în aceste zile, pentru că o să fiu plecată 3 zile. Ei bine, o să o las la prietena mea, pentru că a fost foarte drăguță și a vrut să ne ajute. Așadar, Luna o să stea în altă parte în aceste zile. Sper să nu-i fie prea dor de mine, pentru că știu că va fi bine acolo unde va fi. Este ora 1, eu nu mi-am făcut bagajul, nu mi-am făcut absolut nimic, dar vreau să-mi pun câteva chestii ca mâine să-mi fie mai ușor și să vă arăt și vouă ce o să-mi pun. Din păcate am venit la zona de haine și ce credeți? Geaca mea albă pe care n-am mai purtat-o de anul trecut. Acum, da, Luna. Acum am observat că este murdară, deci trebuie să o bag în mașina de spălat și cred că o să o bag și la uscare, tocmai că mâine vreau să o iau. Și acum, pentru că am pus hăinuțele, vreau să vă dau un truc. Cum fac eu ca să nu-mi uit nimic atunci când merg în vacanță? Ei bine, eu încep de jos, practic. Ce folosesc mai atât? Șosete, chiloți, pijamale, mai eu, sutiene, decât ce folosești. După aia, ce fac? Trec la hainele. Ținuta 1, ținuta 2, ținuta 3, ținuta 4. După aia trec la față, corp, etc. Și zic, stau 2 zile, nu-mi iau șampon. Stau 3 zile, îmi iau șampon, îmi iau mască, îmi iau ulei. Îmi iau perie, îmi iau aia, îmi iau... Și după aia trec la față. La față ce fac? Asta, asta și le pun pe toate pe rând ca să nu uit nimic. Și acum o să mă culc că e foarte târziu, aproape ora 2 și deja am obosit. Ne revedem mâine. Și gata! Sunt în mașină, sunt la semafor și vreți să vedeți cum arată o pisică mărlietare? Ia uite! Dar spune-ne, dragă, care ți este supărarea? Nu-ți convine? Da, știu. Ia! Gata, dragilor, sunt pregătită de plecare. Mă duc să o las pe Luna, la o prietenă și după cum vedeți, nu se poate opri din miorlăit. E foarte supărată, nu-i convine că stă în acel ghiuzdener. În general, în mașină nu-i place. Trebuie să ajungem deja la ora 4 și este ora 1? Nu, e ora 12 și 7 minute. Mă duc după să iau pe cineva și plecăm. Și după 2 ore jumătate am ajuns și la Brașov, am mers direct la AFI ca să cumpărăm câte ceva. Și voiam să vă arăt și noi mei bocanci care îmi plac extraordinar de mult. Și am ajuns. Asta este hotelul. Și căutăm intrare. De ce? Stânga? Dreapta? Ioana? Din față. Și haideți să vedem cum arată camera noastră. Ne vom petrece cele 3 zile. Suntem în Poiana Brașov, după cum știți, acesta este living-ul, dar avem și dormitor. Uitați cât este de frumos. Și avem un scaun aici, deosebit. Păi stau să-mi petrec eu timpul. Baia, nu cred că vreți să o mai vedeți, sau vreți să o vedeți? Asta sunt. Părul hashtag rezistă și trebuie să mergem la cine să mâncăm și noi ceva. Bunuț. Hai să vedem cum e vederea. Oh, nu avem vedere, dar avem zăpadă, primim partea bună. Și am ajuns și la eveniment, ne-am coafat, ne-am aranjat, pregătite pentru dinerul din acea seară. Am stat la masă cu fetele din echipa noastră, am mâncat și ne-am simțit bine ca de fiecare dată. Uitați ce gustări avem! Au fost absolut delicioase și am plecat cu burțile pline în camera de hotel. Hai că urc. Stai, scap. Stai în față să filmezi de acolo, am zis, vezi, nu tu, lasă tu că eu filmez aici. Ce că e frig. Nu e frig. Nu vă supărați că am zis să mergem cu asta de... Bună dimineața, este ora 10 fix. M-am măcheat, m-am pregătit, m-am aranjat, m-am făcut frumoasă pentru că avem o sesiune de training și nu știu dacă știți. Noi ne-am culcat la 5 dimineața. Voi să mergem acolo și vrem să mergem. N-am mâncat, o să mergem să mâncăm mai încolo, dar în principiu eu mă simt odihnită. Am o stare bună. Acum, cum o să mă simt pe timpul zilei, nu știu. Hai să vedem cum o să fie ziua de astăzi. Hai că e vremea bunicică. Nu cred că mai ninge, cred că e numai așa ce mai cade pe clădire. Dar e frumos, domnule.
E frumos, e frumos că e zăpadă. Noi n-avem așa ceva la București. Avem aici zona de produse. Mamă, știi cum sunt astea? Jur. Deci sunt nebunte pe ele. Miros fantastic. Ăla, setul ăla, vai. Sunt nebunte și cred că-l fur. Paleta nouă! Tăcără. Asta este o paletă nouă. Astea sunt paletele vechi. Ia uite, rojurile. Și eu. Sala. Avem petrecere de seară. Produse. Nou produs. Scuze că am colagen. Haideți. Haideți cu poze. In your applause, în aplauzele voastre, I give you the name of the American. First of all, it's really nice to be very cozy and close each other here in the room. În primul rând, e foarte plăcut să fim aici împreună, cozy, chiar dacă suntem aglomerați, suntem foarte apropiați aici cu toții. Okay. And so this balloon wants to go up. This balloon to go up and to be on the sky, you know, to be up of everyone. Să-și facă mâncare preparată termic, dar mâncarea lui atunci, pe vremurile respective, când nu cunoștea diabetul, artrita, poliartrita, bolile... Avem la dispoziție o oră, atât, să facem și noi câteva poze frumoase afară. Și da, credeam că noi nu avem balcon, dar din fericire avem balcon. Uitați cât de frumos. Și ninge. A început din nou să ningă. Hai, dar ce alea sunt mișto de pe scaun. Putem să mergem, uite așa, în pădurice. Ne mănâncă ursul, ne mănâncă. Doar că vrem să ne și schimbăm, că na, astea sunt de... La, uitați ușa. Astea sunt simte de business. Vrem să ne îmbrăcăm așa mai de iarnă. Eu cred că o să-mi dau și geaca jos pe afară, nu? Bun, avem treabă. Auzesc cum scârție zăpada. Aoleu. Mergem la urși. Frumos, când este totul alb. E fantastic. Parcă ești în paradis. Bine, mai puțin că stau să mă gândesc la mașina mea. Pe care dacă ar fi să o scot din parcare pe drumurile astea, nu știu dacă o să meargă. Am avut o sesiune de training, ziua a fost lungă, plină de informații noi. Și după ne-am dus să mâncăm câte ceva foarte bun. Uitați-o și pe Lori. Bineînțeles că îmi place mie întotdeauna să vă arăt mâncarea, mi-am luat o supă tare bună. Limonadă, bruschete și alte nebunii. Iar ea și-a luat o salată. Ne-am sunt cameră și ne-am pregătit pentru seara de petrecere care urma să fie nemaipomenită. Petrecerea a fost cu tematică, mai exact costum party. Și fiecare s-a costumat așa cum și-a dorit. Am avut și pirande, l-am avut și pe Superman. Cristian este directorul nostru. Dar noi suntem toți prieteni între noi, așadar ne-am simțit ca și cum era o gașcă mare de prieteni. Uitați-mă și pe mine, Morticia, dansând cu pirandele. Cine a mai văzut așa ceva? Aș da orice să pot să am un robot care să mă demacheze acum. Știam că o să te uiți. Am nevoie de un robot care să vină să mă demacheze și să mă îmbrăci în pijamale și să mă... Se poate? Vreau să dau comandă. Am vrut să ne dau comandă de mâncare, dar aparent, băi, stațiune. Mă, vă dau și o idee, o sugestie așa. De acolo, de la mine. E Poiana Brașov, adică stațiune turistică. Turiști nebuni de ăștia ca mine, care pe la 3, 4, 5 dimineața vrem să mâncăm. Nu există. Eu cred că trebuie să mai evoluăm puțin, că stăm prost la capitolul ăsta. Am sunat. Este un singur restaurant în Brașov.
Dar care zici că termen de livrare o oră jumate pentru o pizza și la 20 de minute distanță. Nu, mersi. Mai bine zic pas și mă bag la somn. Gata, ne vedem mâine. Pa! Pa, dragă! Pa! V-am pupat! Bună dimineața! Nici nu știu ce față am, nu știu cum mă vedeți, dacă mă vedeți bine, dacă mă vedeți rău. Cert este că sunt bine. Și am venit la stâna turistică. Cred că știți majoritatea dintre voi. O locație splendidă. Direct pe munte. Stâna turistică Sergiana. Nu știu să mai citesc. Și spre intrare că... aici? Aici. Hai, dragă. Chiar este un loc cu totul și totul special. Uitați cât de atenți sunt la detalii. Parcă te simți exact ca pe vremuri, ca la stână. Au și zona acolo de unde poți să îți cumperi preparate, dacă îți dorești, naturale. Așa că eu chiar vă invit să mergeți odată să vedeți. Pentru că și mâncarea este delicioasă. Am băut iaurt de casă cu bulz. Mai exact, mămăligă umplută cu ceva brânză. Am mai mâncat și șoric și altele, dar nu am filmat. Pentru că Lore vrea să ia ceva la iubițelul ei. Și... dar ne-am oprit aici. Și ce credeți? Parcarea este 12 lei. Zic, domnule, zic, noi stăm un minut să luăm ceva de la magazin de aici și plecăm. Și eu, eu n-am de unde să știu cât. Și zic, da, zic, aveți dreptate. Zice, hai, 5 minute, aveți doi. Și asta facem acum. Mergem acolo. Adică, ce găsim? Și știți cum e? Fierbinte, cred că îl mâncăm mai între timp. Ia. Hai, mai avem 3 minute. Ca să ne lasă 5 minute. Lori, e fierbinte. Ui, primul, da? Uite cum e saburi. Hai. Hai, Laurențiu, zi ce vrei. Zi ce vrei. Ce să-ți ia? S-a obține și am mai luat încă unul. Bine, mai mult tu. Că eu m-am obținut. Dar de ce a parcat așa? Oh, stai că... Haideți că nu. Da, nu mai eu am ghinion din ăsta. A parcat ăsta în spatele meu. Am un noroc, oameni buni. Am prins, cred că sunt pe lângă Predeal. Am prins accident. Și stăm la o coadă lungă, mare și frumoasă. Avem de treabă. Avem de povestit. Ia uitați. Vai de viața mea. Vai inima. Câteva zile mai târziu am venit de la Brașov. Am scăpat de zăpadă acolo și uite că avem zăpadă aici, la București. Stați să vedeți. Uaaai, și n-am cu ce să o dau. Deci nu mai pot, mi-a înghețat mâna aia. E bocnă.